Bună dimineața! Avem, ca de obicei, luni dimineața, curs de drept constituțional și instituții politice și astăzi, ca temă, Parlamentul României ca instituție politică, de fapt, ca principala instituție politică, emblema democrației în orice stat, Parlamentul format din persoane alese prin vot direct, universal, secret, este un organ, un organism colegial. E o problemă legată, în general, de aceste organisme colegiale, pentru că activitatea lor este oarecum invizibilă. Dacă ne uităm în presă, în orice tip de presă, constatăm că se văd primarii, nu se vede Consiliul Local. Se vorbește despre punctele de vedere pe care le-a emis, ce a zis președintele Consiliului Județean, dar nu se văd consilierii județeni. La fel se vede guvernul, primul ministru, președintele statului, mai puțin se vede Parlamentul României. Ceea ce e o problemă, pentru că impresia pe care media o dă acestui lucru, este că aceste organisme colegiale sunt niște organisme neimportante, pentru că nu se vorbește mult despre ele, și deci inutile. De aceea și încercarea populistă din anii trecuți de a reduce numărul parlamentarilor, de a trece de la parlament bicameral la parlament monocameral, cu o singură cameră, tocmai pentru a simplifica activitatea parlamentarilor, pentru a scăpa de trântori, pentru diverse alte motive. În fapt, e de precizat că nici nu intră în discuție de a simplifica și a scăpa de persoane care primesc salarii mari, pentru că numărul parlamentarilor nu este chiar atât de mare, în așa fel încât să reprezinte un mic efort bugetar pentru bugetul unei țări cum este România. Este nesemnificativ raportat la bugetul României cât consumă Parlamentul României sau cât consumă, de fapt, toate instituțiile politice ale statului român, instituțiile care fac să funcționeze statul. Așa cum am mai spus și altă dată, trebuie să bine în minte că democrația nu este ieftină. Dacă noi ne dorim să putem participa, să putem alege, să putem fi aleși, țara să aibă o conducere democratică pe care noi o acceptăm pentru că a fost aleasă de majoritatea cetățenilor, noi să avem drepturi fundamentale și libertăți, așa cum sunt în Constituție, să fie și reale, dacă vrem toate aceste lucruri, trebuie să înțelegem că aceste lucruri nu se obțin pur și simplu gratuit. Că dacă ar fi atât de simplu de a le avea pe toate și de a renunța la democrație, e de spus că teoretic o dictatură este mult mai ieftină. E un singur dictator, o singură persoană care trebuie plătită și ai terminat cu toate celelalte instituții politice care să asigure funcționarea democratică a unui stat. Că nu e nevoie să funcționeze democratic. Dar, pentru că ne dorim acest lucru, trebuie să ne asumăm și costurile. Numai că, la fel, revin cu precizarea, costurile nu sunt mari raportate la veniturile unui stat. Sunt nesemnificativ de mici, adică plătim foarte puțin pentru un lucru atât de important și de mult. De aceea, revenind, organismele colegiale nu se văd. Au o activitate oarecum invizibilă. O activitate care nu este atractivă pentru publicul larg. Ce ar putea să fie atractiv, de exemplu, ca presa să prezinte publicului larg, modalitatea în care parlamentarii, împreună cu consilierii lor, cu funcționarii Parlamentului, redactează, gândesc textul unei legi. Folosesc studii pentru a vedea care sunt termenii cei mai potriviți pentru a fi introduși într-o lege. După aceea,
textul pus la punct de acești funcționari intră în dezbaterea comisiilor de specialitate. Ei fac îndreptări, pot să modifice aproape în totalitate, dar vin cu puncte de vedere și ideologice, pentru că nu trebuie să credem că totuși nu există niciun pic de ideologie și de doctrină politică în textul legii. Vin și cu îndreptări ideologice și abia noi vedem doar vârful icebergului când în Parlament textul legii este supus dezbaterii și aprobării prin vot. Doar acest lucru îl vedem. Numai că tot timpul trebuie să ne gândim că acel text de lege care a ajuns să fie adoptat prin vot nu s-a scris singur, nu a căzut din cer, nu vine de la sine, ci o mulțime de oameni au lucrat la el câteodată luni de zile, dacă nu și mai mult uneori, pentru legi importante, ca să îl pună la punct, ca el să poată fi supus dezbaterii și să suscite abia în momentul acesta interesul presei și interesul nostru ca cetățeni, care ne uităm la televizor sau citim presa și vedem ce fac parlamentarii noștri. Deci de aceea instituția este foarte importantă, pentru că în instituție găsim cu adevărat reprezentarea populației pe puncte de vedere și pe voturi, cu marja aceea de prag de 5% care nu sunt reprezentați, găsim reprezentarea populației, găsim toate punctele de vedere, toate opiniile și găsim o majoritate constituită democratic în urma votului, care are capacitatea să își impună punctul de vedere, evident, vremelnic, pentru că la următoarele alegeri este posibil ca această majoritate să nu se mai păstreze, iar dacă a făcut greșeli legislative, majoritatea nou creată le va repara. Așa că nu este nimic dezastruos din ce se întâmplă în procesul legislativ, pentru că există posibilitatea reparării. Aceasta este activitatea, de fapt, în întregime a Parlamentului României. Nu doar ce vedem vârful acesta al icebergului, pe care noi îl vedem uneori cu parlamentari moțăind sau plictisiți de lungime. Și presa s-a scandalizat foarte tare că cum a fost posibil să intre în procedură de vot 70 de legi, pentru că ele nici nu puteau fi dezbătute, măcar nu era timp, într-o singură zi să face acest lucru. Categoric, așa este. Era absolut imposibil să fie dezbătute. Ceea ce presa nu a spus la vremea respectivă este că parlamentarii nu vedeau legea aceea în primă citire în momentul în care au ajuns în ședință, ci ei o dezbătuseră, o discutaseră și o întorseseră pe toate fețele în comisii și la un moment dat a venit vremea votului și probabil puterea guvernului de atunci sau, eu știu, puterea politică dominantă din momentul acela s-a gândit, hai să rezolvăm odată problema acestor legi care n-au mai ajuns în dezbatere și le-a dus pe toate o singură dată, pentru că în acea zi și-a planificat și a reușit să realizeze majoritatea parlamentară în așa fel încât să-și treacă legile fără niciun fel de problemă. De aceea, Parlamentul României, instituția, de fapt, cea mai importantă a democrației unei țări, este instituția care trebuie privită cel mai atent, pentru că are o activitate destul de laborioasă, destul de dificilă și foarte, foarte importantă, în așa fel încât noi trebuie să înțelegem care sunt, de fapt, subteranele acestei activități, partea nevăzută de către public acestei activități și pe care trebuie să o înțelegem, mai ales ca studenți și absolvenți în viitor de drept. Există o parte semnificativă dedicată Parlamentului României în Constituția României. În articolul 61, de la primul alineat, este spus că Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Deci iată cele două elemente importante care sunt legate de Parlament.
organul reprezentativ suprem al poporului și cel de-al doilea, deci care face din Parlament emblema democrației, Parlamentul, de fapt, într-o formă esențializată, este poporul, pentru că fiecare parlamentar este trimis prin vot popular și reprezintă, chiar dacă nu este un mandat imperativ, reprezintă poporul dintr-o anumită regiune, dintr-o circumscripție. Și al doilea element al definiției, că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării. O să avem în discuție, și am avut deja, situația în care alte instituții politice emit acte normative. Adică pare că Parlamentul nu este singura autoritate legiuitoare, pentru că, iată, mai sunt instituții politice care emit acte normative. Este vorba de președintele României, care poate emite decrete legi. O să găsim momentul, cred că ar fi cel mai potrivit să fie foarte curând, poate chiar astăzi, o să găsim momentul ca să discutăm puțin despre starea de alertă și starea de urgență și aceste ordonanțe militare care, cu care ne-am obișnuit de când suntem în pandemia aceasta de COVID-19. Unica autoritate legiuitoare. Președintele poate emite decrete care uneori au caracter normativ. Președintele a emis decret prin care România a intrat în stare de urgență sau stare de alertă. Deci iată că nu e chiar unica și alte autorități au posibilitatea să emită acte cu caracter normativ și care să se aplice pe tot teritoriul țării. Pe de altă parte, guvernul României poate emite ordonanțe de guvern sau ordonanțe de urgență. Dar aceste ordonanțe intră în dezbatere parlamentară, Parlamentul le poate aproba așa cum au fost emise sau le poate modifica. Ceea ce înseamnă că guvernul României are nevoie de un act normativ. Constituția îi permite să îl emită de urgență pentru că trebuie să intre în vigoare în momentul emiterii. Este nevoie de acel reglaj normativ, dar acel act normativ nu rămâne definitiv, nu scapă controlului Parlamentului, va intra în dezbatere parlamentară într-un anumit termen și va fi, în urma dezbaterii parlamentare, transformat în lege. Dacă nu intră niciodată în dezbatere parlamentară, devine lege de la sine, presupunându-se o aprobare tacită a Parlamentului, adică Parlamentul, dacă nu l-a luat în seamă, înseamnă că l-a acceptat așa cum este. Parlamentul României, așa cum v-am spus, este bicameral, format din Camera Deputaților și Senat. Camera Deputaților și Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, potrivit legii electorale. Organizațiile cetățenilor, aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat în condițiile legii electorale. Vedeți că mereu se face referire la legea electorală și, așa cum v-am spus deja, în momentul în care se vorbește de principalele legi organice pe care trebuie să le emită Parlamentul României, prima este legea electorală, pentru că legea electorală produce cel mai important reglaj democratic, adică stabilește modalitatea în care sunt selectați aleșii noștri. Și dacă sunt selectați pe criterii democratice, putem să vorbim de o democrație cel care, din punct de vedere formal, funcționează. De aceea, tot timpul se vorbește aici potrivit legii electorale, așteptându-se ca, de la momentul 1991, imediat după ce Constituția a intrat în vigoare, legea electorală să fie primul act normativ important elaborat, pentru că întreaga funcționare a instituțiilor statului pornește de la ea. Revenind la minoritățile naționale,
Așa cum am vorbit în cursul anterior, am știți deja că în România există un prag electoral de 5%. Acest lucru înseamnă că niciun partid politic care nu obține 5% din voturile electoratului nu poate pătrunde în Parlamentul României. Partidele care sunt sub 5% sunt partide care nu vor avea reprezentare parlamentară, iar procentele care s-au pierdut, cu alte cuvinte, se redistribuie celorlalte partide, în așa fel încât aceștia introduc parlamentari suplimentari prin această redistribuire. Totuși, avem situația minorităților naționale, uneori atât de restrânse, încât nu au un număr de cetățeni suficient de mare încât să dea votul respectivei asociații sau partid al minorităților pentru a avea măcar pragul electoral de 5%. Nu avem minorități, prea multe minorități mai mari de 5%. Singura minoritate mai mare de 5% din România, recunoscută la recensământ ca depășind procentul de 5%, este minoritatea maghiară din România, masată și ea într-o zonă destul de compactă și de restrânsă a țării, Transilvania, Banat și foarte puțin prin București. Cei care s-au mutat efectiv în capitală și care nici nu funcționează ca o minoritate în mod consecvent. Ei, aceste minorități naționale au dreptul la câte un reprezentant parlamentar doar pentru că sunt minorități naționale, pentru că reprezintă niște interese minoritare de care, de dragul democrației, statul român ține cont. Sunt 18 minorități naționale recunoscute și fiecare din aceste 18 minorități naționale au câte un reprezentant în Parlamentul României. Ei trebuie doar să se declare ca minoritate, să își formeze o asociație și să își desemneze persoana pentru a putea avea și reprezentare parlamentară. Maghiarii, în schimb, au ales o altă cale, știind că reușesc să depășească procentul de 5%, reușesc să depășească pragul electoral, au ales să meargă în alegeri libere, egale, directe, pentru a obține o reprezentare parlamentară mai mare. Astăzi, minoritatea maghiară a reușit mandat de mandat, alegeri de alegeri, să depășească acest procent de 5%, în așa fel încât a avut reprezentare parlamentară ca orice partid politic. Cu toate că Uniunea Democrată a Maghiară din România nu este un partid politic, ci este o asociație etnică. Cetățenii unei minorități, este o precizare, pot fi reprezentați numai de o singură organizație. Adică nu mai poate exista și o a doua organizație a populației maghiare din România care să ceară un parlamentar ca celelalte minorități, așa cum cer sârbii, croații, albanezii, bulgarii, etc., din România, ucrainenii și tot felul de alte minorități, așa cum v-am precizat, 18, cum cer un reprezentant parlamentar. Numărul deputaților și senatorilor se stabilește prin legea electorală în raport cu populația țării. Pentru că, în medie, s-a calculat că numărul deputaților și senatorilor trebuie să fie foarte mare. Regula este ca un deputat să fie la 70-80 de mii de persoane, un senator la 150-200 de mii de persoane. Ca regulă generală, nu se respectă întru totul această distribuire a populației, pentru că județele nu au un număr de locuitori, o populație așa potrivită cu numărul precis al persoanelor pentru un deputat sau pentru un senator. Durata mandatului acestor parlamentari, deputați și senatori, este de 4 ani. De aceea,
Camera Deputaților și Senatul sunt alese numai pe 4 ani, dar această durată se poate prelungi de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență până la încetarea acestora. Lucru care s-a și întâmplat la noi, în sensul că am avut o mică prelungire a mandatului parlamentar, ținând cont că am avut și stare de urgență la un moment dat, dar nu la finalul mandatului, ci drept că atunci se putea prelungi până la finalizarea stării de urgență. Alegerea pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Această prelungire de la noi intră în această categorie de 3 luni. Noile alegeri au fost în termenul acesta de 3 luni de la expirarea mandatului parlamentarilor anteriori. Parlamentul nou ales se întrunește la convocarea președintelui României în cel mult 20 de zile de la alegeri. Mandatul camerelor se prelungește până la întrunirea legală a noului parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice. Deci iată că avem această situație. Avem alegeri, avem numirea unui nou parlament, unor noi reprezentanți, care poate fi întârziată de cine știe ce motiv. Stare de mobilizare, război, asediu, urgență sau nu s-au organizat cum trebuie și sunt în perioada aceea de 3 luni. Ba mai mult, s-au ales, s-au desemnat parlamentarii, tot mai au 20 de zile de la alegeri până când este prima ședință și se întrunește noul parlament. În această perioadă în care mandatul vechiului parlament practic a expirat pentru că parlamentarii respectivi au deja 4 ani de mandat, ce se întâmplă? România este fără parlament? Ne punem întrebarea. Nici vorbă, e un alineat din un articol din Constituția României care stabilește în mod clar că vechiul parlament își continuă mandatul până la întrunirea legală a noului parlament, dar cu câteva precizări că fiind peste mandatul său, are câteva restricții de activitate. Adică nu poate modifica Constituția, ceea ce este un lucru total neesențial, pentru că oricum Constituția se modifică extraordinar de rar, este legea cea mai stabilă dintr-o țară, chiar dacă în fiecare an vedem o mulțime de analiști și de politicieni care vin cu supoziția că un articol din Constituție nu este bine scris și ar putea să fie mai bine scris. Suntem de acord că ar putea să fie mai bine scris, dar asta nu înseamnă că de fiecare dată ar trebui să fie scris altfel. Pentru că este o lege stabilă care până la urmă își găsește echilibru, chiar dacă un articol nu este scris în cel mai fericit mod, modalitățile de reglaj ale sistemului democratic fac ca articolul acela să fie aplicat în spirit democratic. Dacă în țară avem democrație, evident, dacă nu este, atunci nimic poate să fie scris în cel mai fericit mod articolul și nu va fi respectat și va fi interpretat și reinterpretat. Fac precizarea, de exemplu, că dacă ne uităm puțin pe ultima Constituție a României dinainte de 1989, Constituția Republicii Socialiste România, o Constituție comunistă, constatăm că e plină de drepturi și libertăți fundamentale ale oamenilor. Toate care sunt în zilele noastre, ba și în plus față de unele pe care le vedem acum. Asta a însemnat, oare, că cetățenii României aveau aceste drepturi? Că cetățenii României în mod liber puteau călători peste graniță? Asta a însemnat că exista libertate de opinie și de expresie, așa cum era textul constituțional, nici nu intră în discuție. Erau oameni arestați, închiși, bătuți, condamnați pentru că spuneau bancuri politice. Ce libertate de expresie putea să fie în vremea respectivă? Nici nu intră în discuție ca să poți trece granița, să poți vizita țări occidentale. Cei care au trecut granița au trecut-o în not, eventual, peste Dunăre, încercând să fugă din răsputeri de un regim opresiv.
toate acele drepturi, erau înscrise în Constituție, niciunul nu era respectat. Așa că, chiar dacă un articol nu este scris în cel mai fericit mod în textul constituțional, dacă funcționarea statului este democratică, dacă tradiția formată este deja democratică, oamenii gândesc democratic, lucrurile se vor rezolva pe cale democratică și bine. Iată de exemplu, vă dau de exemplu o țară unde textul constituțional practic este inexistent. Este vorba de Marea Britanie, care nu are o constituție scrisă, așa cum este Constituția noastră, adaptată, reașezată. Noi, în momentul în care ne pregăteam să intrăm în Uniunea Europeană, am schimbat textul constituțional ca să îl adaptăm noilor realități care ne vor întâmpina. În 2003 noi am schimbat textul constituțional pentru că ne așteptam să intrăm în Uniunea Europeană, iar acest lucru s-a întâmplat abia în 2007. Adică ne-am pregătit din vreme. Ei bine, Marea Britanie nu are un text constituțional, o constituție, are în schimb texte constituționale. Dar texte constituționale pentru Marea Britanie înseamnă și Bill of Rights sau Magna Carta Libertatum, adică documente care sunt ale evului mediu și ale epocii moderne și care sunt și ele texte constituționale. Am putea să spunem că acolo nu funcționează democrația, nici nu intră în discuție, este o țară cu tradiție democratică în care, în mod natural, oamenii gândesc și se comportă democratic. Același lucru despre Statele Unite ale Americii, unde avem aceeași Constituție de la începutul existenței țării, a SUA, cu unele amendamente, adică nu au schimbat textul, a rămas textul inițial, dar cu amendamentele acestea la textul inițial adoptate, evident, de organele legiuitoare, în așa fel încât să existe interpretări și adăugiri la textul vechi constituțional. Cu alte cuvinte, să revenind, a expirat mandatul vechiului parlament, nu avem numirea noului parlament, vechiul parlament își continuă activitatea. Nu suntem fără parlament. Doar că nu poate modifica Constituția. Și pledoaria mea anterioară a fost că nici nu este important să tot modificăm Constituția în orice situație și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice. De acord, aceste legi parlamentul poate să le schimbe, dar vă fac precizarea că sunt numeroase situații în care o majoritate parlamentară șubredă, n-o firească normală, dar o majoritate parlamentară, dar care abia depășește 50%, nu poate adopta legi organice, nu le poate modifica sau abroga, dintr-un motiv foarte simplu, în mod natural nu le poate, pentru că nu întrunesc majoritatea calificată, aia de care este nevoie pentru a adopta, modifica, abroga legi organice. Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent își continuă procedura în noul Parlament, o altă prevedere constituțională. Adică nu avem o ruptură. Trebuie să înțelegem că instituțiile statului funcționează ca instituții continue. Nu contează că se schimbă oamenii. Că azi avem pe unii și mâine aceia nu mai sunt. Este absolut neesențial, instituțiile statului au o activitate continuă. Ceea ce înseamnă că proiectul de lege care a intrat în procedură parlamentară, adică se lucrează la textul legii sau s-a oprit la momentul dezbaterilor pe comisii, în comisii. Proiectele acestea se schimbă parlamentul, se formează noile comisii, apar noi persoane, noi figuri în peisaj, dar ei au, de fapt, sarcinile prestabilite. Vechile sarcini trebuie să intre pe ordinea lor de zi, să hotărască ce fac cu ele. Deci procedura continuă în noul parlament. Pot decide, de exemplu, să renunțe la pune pe ordinea de zi a vreunei camere un proiect de lege al vechiului parlament. Dar asta înseamnă că și-a îndeplinit procedura, că în mod firesc și înainte puteau renunța și puteau, chiar dacă a fost dezbătut în comisii, să fie suficient de multe argumente că textul acela produce mai multe pagube decât beneficii.
organizarea internă a Parlamentului. Deci, iată, am pus un Parlament nou. Organizarea și funcționarea fiecarei camere se stabilesc prin regulament propriu. Fiecare cameră își alege un birou permanent. Președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului se aleg pe durata mandatului camerelor, ceilalți membri ai birourilor permanente sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni. Membrii birourilor permanente pot fi revocați înainte de expirarea mandatului. Vedem deseori, când sunt ședințele parlamentare, grupul de parlamentari care stau în sală, uneori grupate oarecum ciudat, pentru că sunt spații libere între ei și parcă se demarcă unii de alții prin aceste spații, dar în față, la pupitru, sunt câteva persoane. Cine sunt aceste persoane? Păi este vorba de acest birou permanent prezidat de președintele Camerei, care, în afară de faptul că conduce lucrările ședinței, are activități de conducere a tuturor lucrărilor care desfășoară în camera respectivă. Deputații și senatorii din sală, de data aceasta, se pot organiza în grupuri parlamentare potrivit regulamentului fiecărei cameră. Grupul parlamentar este un grup politic, adică este grupul parlamentar liberal, grupul parlamentar social-democrat, grupul parlamentar UDMR, etc. Și celelalte, mai nou, grupul parlamentar AUR, pentru că de aceștia nu auzisem până acum. Ei se organizează în grupuri parlamentare. Care ar fi scopul organizării în grupuri parlamentare? Ca să-și coordoneze discursurile parlamentare, pozițiile parlamentare pe care le au față de propunerile legislative și să-și organizeze modalitatea în care vor reacționa la apariția unei legi. Ceea ce înseamnă că în momentul în care avem o dezbatere pentru textul unei legi, grupul parlamentar desemnează pe cineva sau pe mai mulți să spună puncte de vedere cu privire la legea aflată în dezbatere. Nu este o chestiune absolut haotică, au timp de a-și prezenta punctele de vedere și grupul parlamentar își organizează acest timp cu încredere de cuvință. Fiecare cameră își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele își pot constitui și comisii comune. Ceea ce vorbeam mai înainte, sunt comisiile permanente care sunt pe domenii sau pe sectoare. Avem comisie de învățământ și educație, avem comisie de cultură, comisie pentru energie, comisie pentru mediu, etc. etc. Sunt comisii parlamentari în funcție de rezultatele și de ponderea lor în alegeri, au reprezentare potrivită cu alegerile în acea comisie. Ceea ce înseamnă că dacă, de exemplu, Partidul Național Liberal a obținut 60% din voturi, va avea 60% din membrii fiecarei comisii. Și celelalte partide au o reprezentare nu doar în Parlament, ci și în comisii cât mai aproape posibil de rezultatul pe care l-au obținut. De asemenea, ad hoc, se pot institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale, dacă este o problemă specială care ar trebui rezolvată, dezbătută într-o comisie specială, pentru că toate comisiile permanente, așa cum sunt înscrise pe domeniul în care sunt înscrise în regulamentul camerei respective, nu acoperă problematica specială, aceea de care a apărut nou. Atunci se aleg parlamentari și se formează o nouă comisie specială care va avea activitate doar pe durata rezolvării acelei chestiuni. Există și situație în care cele două camere ale Parlamentului își constituie comisii comune pentru a rezolva o problemă, mai ales pentru legile care vor intra obligatoriu în dezbaterea ambelor camere. Și atunci rezolvă problema mai simplu cu această comisie comună care va discuta. E foarte importantă problema asta a comisiilor. Este aproape de nevăzut și de neînțeles pentru populație. Pentru că activitatea multă și importantă și de bază desfășoară în această comisie. Chiar dacă populația nu vede decât 3 zile de dezbatere parlamentară și consideră că restul zilelor săptămânii parlamentarii sunt liberi,
Ei bine, activitatea se desfășoară în continuare, pentru că activitatea din comisie nu înseamnă doar că s-au întrunit într-o ședință acei reprezentanți ai comisiei și dezbat un text al legii și stabilesc cum ar trebui să sune fiecare articol. Dacă propunerea venită de la funcționari de specialitate este cea corectă, pentru că decidenți sunt totuși membrii Parlamentului, nu funcționarii, ei bine, nu înseamnă doar ședința, ci înseamnă și perioada de studiu, perioada în care ei trebuie să vadă cum a fost legea anterioară, ce se abrogă, ce rămâne, care de gândire, care ar fi efectele fiecărui articol, ce s-ar putea întâmpla în perspectivă, de comparare cu legislația altor state. Deci activitatea comisiilor nu este doar o activitate de ședință, ci este o activitate de concepere și de gândire și de dezbatere, evident, în momentul în care ajung în ședință. Birourile permanente și comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configurației politice a fiecărei camere. Adică trebuie să ne fie foarte clar că, de exemplu, așa cum vă spuneam, că în comisiile parlamentare avem reprezentanți din toate partidele care au intrat în Parlament. Pe cât posibil, pentru că nu poți să pui, dacă, de exemplu, un partid a obținut 18,5%, este aproape imposibil să pui 18,5% din membrii comisiei să fie aia celui partid. Pentru că sunt oameni întregi, nu poți să îi nu-ți iasă. Numărul membrilor comisiei nu este extraordinar de mare, în așa fel încât trebuie rotunjit. Dar ceea ce este important este că acel birou permanent care conduce camera trebuie să respecte configurația politică a fiecărei camere. Că place sau că nu place celor care au câștigat alegerile, își numesc președinte, dar trebuie să fie atenți că dacă n-au obținut decât 52% din voturi și au 52% din parlamentari, 52% vor avea și din biroul permanent al respectivei camere. Restul sunt împărțite conform configurației politice a camerei. Ședințele camerelor. Este foarte important modul în care lucrează camerele în ședință. De la capul locului trebuie spus că atât Camera Deputaților cât și Senatul lucrează în ședințe separate. Ei nu lucrează împreună decât în situații speciale, adică își desfășoară lucrări în ședințe comune, potrivit evident regulamentului, pentru câteva lucruri. Deci numai câteva lucruri intră în ședință comună, restul sunt pe ședință separată. De exemplu, primirea mesajului președintelui României. În momentul în care președintele României adresează un mesaj Parlamentului, nu se duce și în cameră și în senat ca să le spună același lucru, ci se va face ședință comună. Aprobarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat. Săptămâna trecută, zilele trecute, am avut acest buget de stat pentru 2021 cu mare vâlvă, cu mare tamtam, cu lor de poziție, unele jignitoare, altele hazlii, dar a fost ședință comună a celor două camere pentru că este o lege importantă și trebuie discutată în același timp în cele două camere. Ședință comună mai avem și în situații nefericite, precum declararea mobilizării totale sau parțiale, declararea stării de război sau suspendarea, încetarea ostilităților militare. Deci atât când este vorba de forțele armate, de război, cu alte cuvinte, Parlamentul trebuie să fie întrunit, nu putem să vorbim de suspendarea activităților Parlamentului în perioada stării de război, ci trebuie să rămână întrunit și toate deciziile sunt discutate și luate în ședință comună. De asemenea,
ședință comună pentru aprobarea strategiei naționale de apărare a țării, examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, numirea la propunerea președintelui României a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii, numirea avocatului poporului, stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora, deputați și senatori, îndeplinirea altor atribuții care, potrivit Constituției sau regulamentului, se exercită în ședință comună. Acestea ar fi elementele fundamentale sau lucrurile importante pentru care avem ședințe comune ale Camerei Deputaților și Senatorilor. Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. Februarie-iunie, aproape ca studenții. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate desfârși sfârșitul lunii decembrie. Ei bine, iată că aici nu este tot una cu sesiunea studenților, la fel ca prima sesiune. Dar ce constatăm? Că parlamentarii sunt în vacanță parlamentară de la începutul lunii iulie până în luna septembrie. Deci putem vorbi de iulie și august, două luni de vacanță parlamentară, și de asemenea mai putem vorbi de alte două luni de vacanță parlamentară, de ianuarie și februarie. Ianuarie mai degrabă, pentru că prima sesiune începe în luna februarie. Două sesiuni, o să vedeți că sunt importante aceste sesiuni, vă rog să le rețineți. Prima sesiune este aproape tot una cu vacanța cu sesiunea studențească, din februarie până la sfârșitul lunii iunie, iar a doua sesiune din septembrie până în decembrie, până la sfârșitul lui decembrie. Camera Deputaților și Senatul se întrunesc și în sesiune extraordinare la cererea președintelui României, a biroului permanent al fiecarei camere, ora cel puțin o treime din numărul deputaților sau al senatorilor. Au vacanță parlamentară, într-adevăr, 3 luni pe an, 2 în vară și una în iarnă, dar asta nu înseamnă că în timpul vacanței parlamentare nu pot fi chemați. Președintele îi poate chema, biroul permanent al Camerei poate chema sau o treime din numărul deputaților sau senatorilor. Convocarea camerelor se face de președinția acestora. Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni în prezența majorității membrilor. Dacă nu există majoritatea membrilor prezenți în sală, putem să spunem că nu avem quorum. Adică nu avem această condiție de majoritate pentru a putea lua hotărâri legale. Asta înseamnă că ședința se suspendă și altădată se va lua în discuție, se va relua ordinea de zi care nu a putut să fie desfășurată din lipsă de quorum. N-am avut majoritatea membrilor. Ședințele celor două camere sunt publice, dar pot hotărâ ca anumite ședințe să fie secrete. În mod normal, presa publice, asta nu înseamnă că oricine din această țară se poate duce și să stea să vadă ce fac parlamentarii în timpul ședinței. Nu. Îți trebuie acreditare la Parlament, trebuie să fie acceptat acolo, dar se poate emite TV și pot fi văzuți de către tot poporul prin intermediul televiziunilor sau altor mijloace de comunicare în masă, pentru că cu acreditare jurnaliști, asociații, organizații pot pătrunde în timpul ședinței, în așa fel încât pot observa modul în care se desfășoară, că de aici am și văzut cum unii parlamentari câteodată mai ațipesc pe la câte o ședință care trenează cu discursuri nesfârșite despre lucruri nesemnificative. Sunt și situații în care ceea ce este pe ordinea de zi a camerei este atât de important și are și caracter secret, în așa fel încât ședința poate să fie declarată, poate fi hotărâtă ca fiind secretă și nu este deschisă publicului larg, nu sunt publice.
Câteva cuvinte despre statutul deputaților și al senatorilor o să discutăm imediat după pauză. Ne revedem peste 10 minute. La revedere!